Chiar am avut ocazia să discutăm rapid cu colegii de la Ministerul Sănătății înainte să înceapă acest eveniment de presă. Vaccinarea, în primul rând, este unica modalitate eficientă de luptă și protecție contra rujeolei și în acest context Ministerul Sănătății, prin intermediul instituțiilor inclusiv subordonate, îndeamnă toți părinții să se asigure că copiii lor sunt vaccinați împotriva rujeolei și aici este asigurarea responsabililor în domeniul sănătății, că este un mod eficient și clar și sigur de a preveni această boală. Datele statistice sugerează că eficiența vaccinului este de 97%. Acum, cu toții cunoaștem că rujeola este o boală foarte contagioasă. Responsabilii de la Ministerul Sănătății, de la instituțiile de profil, deci examinează la etapa actuală, monitorizează situația îndeaproape. În cazul în care se vor impune și alte măsuri de notificare publice, altele decât îndemnul de a aplica vaccinul, lucru care se face în comunicarea cu administrațiile locale, cu școlile, grădinițele, atunci neapărat neîntârziat vor fi anunțate în spațiu public. Îndemn colegii din media să dau un telefon și la responsabilii de la ANSP, care ar putea poate să vină cu recomandări foarte practice. Este o temă care vizează pe toată lumea și Ministerul Sănătății acordă o atenție sporită, dar repet încă o dată și pe această cale, vaccinarea este unica metodă de protecție contra rujeolei și îndemnăm toți părinții, întreaga comunitate să se asigure că vaccinurile sunt actualizate la zi.